Tot mai mulți gorjeni care nu sunt asigurați se prezintă la unitatea de primiri urgențe pentru a primi îngrijiri medicale. Chiar dacă nu sunt în stare gravă, oamenii vin aici pentru că nu sunt nevoiți să plătească serviciile medicale. În medie, în 24 de ore, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Târgu Jiu primesc îngrijiri medicale peste 200 de persoane. Unitatea de primiri urgențe de asta a fost înființată și ea funcționează după un regulament foarte strict. Se pot prezenta absolut cine dorește și cine are nevoie, adică ca și urgență. Este greu ca să demonstrăm că respectivul nu este o urgență. Deci vor fi din ce în ce mai mulți care se vor prezenta. Din cauza numărului mare de bolnavi care se prezintă la unitate de primiri urgențe, personalul medical face cu greu față solicitărilor. Avem probleme cu personalul medical superior. Rămâne și aici să vedem care sunt măsurile și cu ce putem umple golurile, așa fel încât adresabilitatea să fie rezolvată, pentru că s-a ajuns la o prezentare peste 200 de prezentări în 24 de ore, ceea ce mi se pare extrem de mult pentru un singur om cu studii superioare care asigură asistența medicală în urgență. Conducerea spitalului se așteaptă ca numărul gorjenilor care se prezintă la UPU să fie în continuă creștere.